Sâmbăta de sus. Ne aflăm la Casa Giovanni. Se află pe drumul spre Mănăstirea Sâmbăta de Sus, chiar la ieșirea din localitate. Casa Giovanni aparține unei familii destoinice. Este o casă, o vilă foarte frumoasă care își așteaptă turiștii. Sunt întâmpinați în curtea bine îngrijită de tot felul de obiective care pot asigura un mod plăcut în care se poate petrece un weekend, o vacanță chiar. Pensiunea Casa Giovanni. Ne întâmpină doamna Tatiana. Bună ziua! Aveți o pensiune foarte frumoasă. De când funcționează Casa Giovanni? În jur de 2 ani, un an și jumătate, spre 2 ani. Este bine pusă la punct. Da, câte camere aveți, doamna Tatiana? Avem 7 camere duble, cu paturi duble, plus 2-3 paturi suplimentare, depinde de cerere, unde putem caza și copilașii, întotdeauna punem paturile suplimentare pentru ei. Ce oferiți la Casa Giovanni? Doar cazare sau și... Doar cazare. Întotdeauna soțul meu întâmpină oaspeții, mai în special bărbații cu țuică. Oferim și cafea și cam atât. Să intrăm, să vedem ce oferă Casa Giovanni de la Sâmbăta de Sus. Oferim cazare în 7 camere duble. Un salon spațios, frumos. Da, la mese, în 7 mese. Da. Avem un spațiu în care... Spațiu de relaxare, da, în salon, în stil. În stil baroc, da. Masă de timp. Și jocuri. Jocuri de socializare mai avem. Da. Camerele sunt dispuse la parter și la etaj, văd. Da, două dintre camere sunt la parter, celelalte 5 sunt la etaj. Intrăm într-una dintre camerele de la parter, spațioasă. Este răcoroasă, deci nu aveți aer condiționat, dar este foarte răcoroasă, da, nu? Da, da. Baie proprie. Baie proprie, da, cu tot ce este nevoie, săpun, gel de duș, hârtie igienică, toate lucruri normale. Da. Și la etaj, soate, bineînțeles. La etaj sunt dispuse restul de camere, încă 5, nu? Da, încă 5, da. Avem o bucătărie, complet cu piraură. Deja aveți clienți în... Da, da. Avem 4 camere se ocupate deja. Da. Deci prin rezervare, oricine poate să ajungă la Sâmbăta de Sus, la Casa Giovanni. Da, ne găsiți chiar și pe booking sau pe infoturist.ro. Bucătăria unde turiștii pot să-și pregătească masa, dacă vor, da, nu? Da. În caz contrar, unde pot servi masa? Da, avem un catering aici aproape, la 200 de metri. Avem un supermarket la 200 de metri. Avem o brutărie cu pâine caldă la 150 de metri. Așa pot comanda de la catering acasă. Da. Domnul e foarte amabil. Cateringul la Tocuță se numește. E aici aproape de noi. Sunt niște oameni extraordinari și întotdeauna ne ajută în cazul în care avem nevoie. Deci cu încredere turiștii pot să rezerve locuri la Casa Giovanni de la Sâmbăta de Sus, da, în orice perioadă din an. În orice perioadă din an. În perioada iernii mai mult grupurile au acces, pentru că camerele separat avem nevoie de foarte multă căldură și atunci la camere e cam greu, dar grupurile întotdeauna sunt binevenite în perioada iernii. În perioada verii, întotdeauna suntem deschiși la cameră.
la grupuri. Casa Giovanni de la Sâmbăta de Sus.